Bună seara, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Și după cum cred că v-ați obișnuit deja în ultima perioadă, aducem în atenția dumneavoastră oamenii care își doresc să se implice mai mult în comunitate din care fac parte. În această perioadă, în acest an 2024, un an care se dorește a fi unul al schimbării sau cel puțin al unui echilibru din foarte multe puncte de vedere, prezentăm și aducem în fața dumneavoastră pe cei candidați care își doresc să intre în această luptă, își doresc să își expună până la urmă și cunoștințele pe care le au în foarte multe domenii de activitate în care ei activează și mare parte dintre ei consideră că pot aduce un plus valoare comunității din care ei fac parte. Astăzi ne oprim la Deva, ne oprim în capitala județului Hunedoara, iar alături de mine este domnul Lucian Rus, ministru secretar de stat și candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați revenit! Sărămâinile, mulțumesc frumos de invitație! Sunt destul de complicate în această perioadă căile politicii și ale administrației, putem spune, pentru că vedem pe de o parte primari care zoresc așa unele proiecte, vedem asfalt electoral, vedem unele gropi plombate, proiecte care sunt așa accelerate cumva în această perioadă, ceea ce e și bine până la urmă, că se fac totuși într-un final și aceste proiecte pentru oameni și în egală măsură vedem politicieni care vin cumva în fața oamenilor și își doresc să schimbe, își doresc să aducă un plus valoare comunităților din care ei fac parte. Este complicat acesta în 2024, domnule Rus? Simplu nu cred că este, dar până la urmă este un an plin de provocări, un an în care până la urmă avem atâtea tururi de scrutin, un an în care nu numai în România, ci și la nivel european vedem că sunt atâtea țări care vor avea alegeri la ei. Simplu nu este, dar până la urmă fiecare an vine cu simplitatea și cu complexitatea lui, așa că e mult spus dacă e simplu sau nu acest an. Ce este important este, cred că, ceea ce ține de noi ca să-l facem nu mai simplu, dar care să-l facem ca să dea o perspectivă mai bună pentru viitor. Așa cum ați spus și dumneavoastră, că într-adevăr sunt asfaltări, sunt lucrări care se întâmplă, până la urmă este foarte bine că se întâmplă, este foarte bine pentru că, până la urmă, beneficiarul este populația și cred că și noi, candidații, de aceea venim în fața electoratului ca să încercăm să aducem un plus valoare, ca să încercăm ca prin ideile noastre, prin contribuțiile noastre posibile, să putem să îmbunătățim modalitatea noastră de viață, să îmbunătățim nivelul de trai, să creștem un pic standardele până la urmă ale societăților noastre. Lucru pe care ne-l dorim cu toții și în special tinerii, acei tineri care au ales la un moment dat să plece în marile centre universitare din România, pe bună dreptate până la urmă, pentru că trebuie să avem o perspectivă și din acest punct de vedere. Problema este că foarte puțini spre deloc se mai întorc aici la Deva, în județul Hunedoara, lucru care poate fi schimbat în timp, ce-i drept, pentru că e complicat să aducem o astfel de schimbare așa peste noapte, dar se poate face acest lucru? Da, trebuie să se poată. Trebuie să se poată pentru că municipiul Deva este municipiul reședință de județ și clar că trebuie să ne axăm pe a atrage tinerii, pe a-i ține aici la noi în localitate, de a atrage tinerii până la urmă din sate, comune, orașe și municipii din județul Hunedoara ca reședința de județ să fie acel magnet de atractibilitate pentru tineri. Cu siguranță că aflându-se la mică distanță de noi și Timișoara, Cluj sau Sibiu, centre universitare puternice și centre dezvoltate puternic industrial, au și ele magnetul lor și atrag, dar este important ca și aici, în Deva, să rămână acești tineri. De aceea trebuie să gândim o formă prin a-i ține aici, o formă însemnând prin
unități de învățământ superior pe care trebuie să le avem în DEVA. Deci ar fi obligatoriu prin să locuri avem, de muncă bine plătite, bine calificate și prin atragerea de investiții astfel încât acei investitori care se vină în localitatea noastră se poate ține să găsească suficient interes acești tineri ca să poată să rămână și să aibă o perspectivă de a-și întemeia o familie aici. Mai mult decât atât ne interesează creșterea natalității, iar acești tineri și aceste familii tinere să poată găsi în DEVA un cămin și să rămână aici să-și întemeieze o familie și până la urmă să își desfășoare o viață și o activitate aici în municipiul nostru. Deci astea sunt niște lucruri importante, esențiale pe care trebuie să ne gândim și astea vor veni cu o perspectivă de mulți ani în viitor, dar acum trebuie să facem lucruri ca să putem să beneficiem de ele peste mai mulți ani. Iar pentru aceste familii tinere care au și copii sau își doresc să aibă copii, este esențial să aibă și creșe, grădinițe. Iar DEVA la acest capitol este cam deficitară pentru că populația este destul de și îmbătrânită, ce-i drept, dar în continuare să nu uităm că avem și aceste familii cu copii micuți care nu își permit poate să aibă părinții aproape pentru a avea grijă de acei copii. Vorbesc aici de cei care au 2-3 anișori și este destul de complicat pentru aceste familii pentru că în DEVA cred că avem o singură creșă. Da, mai există unele proiecte, să spunem, doar că de prea mulți ani suntem în situația aceasta. Exact, ele sunt binevenite, aceste proiecte, doar că trebuie să facem mai multe, dar trebuie să începem și să atragem aceste familii. Trebuie să dezvoltăm acest concept de dezvoltare a DEVA-i spre Hunedoara și clar este un lucru benefic, dar trebuie să fim mai pragmatici și să mărim un pic ritmul astfel încât aceste familii să vină, să aibă unde să se instaleze, să-și construiască un cămin. Cu siguranță că trebuie să gândim la nivel de creșe, grădinițe și salutăm inițiativa Episcopiei pe care au făcut o grădiniță extraordinară în DEVA și cred că în parteneriat cu cultele religioase putem să dezvoltăm mai multe creșe și grădinițe pentru că trebuie să dăm atenție acestui lucru. Așa cum am spus mai înainte, toate trebuie etapizate, trebuie gândite foarte clar și implementate astfel încât să putem să ajungem să atragem aceste familii tineri. Avem nevoie de creșe, avem nevoie de grădinițe, avem nevoie de școli, de învățământul dual, de fapt, implementat ca să oferim pepiniera forței de muncă pentru viitor, avem nevoie de aceste facultăți, la fel într-un parteneriat cu companiile ca să pregătească forța de muncă bine pregătită pentru viitor. Deci sunt multe lucruri la care trebuie să ne gândim și pe care trebuie să le facem de acum încolo. Nu vine doar cu dezideratul de locuri de muncă sau de a atrage studenții, gândim pe toate palierele ca să putem dezvolta DEVA pentru viitor. Asta își doresc oamenii până la urmă, o dezvoltare coerentă, cred, în primul și în primul rând, pentru că suntem obișnuiți să vedem lucrări de asfaltare, mai apoi spargem asfaltul, introducem rețelele de apă, de canalizare și așa mai departe. Tocmai de aceea am spus că avem nevoie de proiecte coerente. Cumva acum, ceea ce este bun, continuăm, ceea ce nu este bun, atunci schimbăm, dar este important ca să vedem perspectiva, să vedem unde trebuie să ajungem. Ați găsit această perspectivă și în urma discuțiilor pe care le-ați avut cu oamenii, pentru că deja ați început să fiți tot mai prezent în cartierele municipiului DEVA și ce vă spun oamenii? Zi de zi sunt prezent atât eu cât și colegii mei din organizația municipală PSD DEVA. Oamenii își spun păsurile, oamenii își spun dorințele, doleanțele, necazurile, simt nevoia să discute, simt nevoia să se deschidă și chiar dacă sunt foarte multe probleme și încercăm să discutăm cu ei că amplitudinea problemelor trebuie să fie o etapizare a lor spre a gândi o rezolvare coerentă și reală, realistă de a punere în practică, oamenii înțeleg, dar au nevoie de a discuta cu ei, au nevoie de a le explica și de aici a venit și ideea de acel buget participativ cu tot ce înseamnă comunitatea locală, cu societatea civilă, astfel încât să știm că acesta este bugetul, cum îl putem împărți, ce putem prioritiza din problemele pe care le întâmpinăm în toate cartierele DEVA-i, astfel încât să știm cum putem gândi o rezolvare corectă, concretă și de perspectivă. Oamenii au nevoie, într-adevăr, să discute cu reprezentanții administrațiilor, cu dumneavoastră, pentru că sunt uneori așa, parcă dați la o parte și nu sunt întrebați, nu doar în DEVA, nu mă refer doar ce se întâmplă aici, ci în general, parcă nu sunt luate în calcul unele propuneri sau ofuri pe care ei și le-ar dori să și le exprime în fața celor care ar și putea să schimbe ceva din acest punct de vedere. Eu așa mi-am propus și așa mi-am stabilit de la bun început să fiu
pe stradă lângă oameni, să fiu în cartiere lângă vecinii noștri, lângă prietenii noștri, să știm cu adevărat problemele din fiecare zonă, astfel încât atunci să putem spune că cu adevărat cunoaștem problemele Devei și creionăm strategia pentru viitor a Devei. Dar doar în asociere cu oamenii, în discuții cu oamenii, în acest parteneriat public-privat pe care îl tot promovez și în aceste discuții permanente, pentru că e important să știm din toate zonele Devei care sunt problemele și care poate fi prioritizarea lor. Cred că ați atins un punct foarte sensibil, prioritizare. De multe ori vedem că parcă unele lucruri noi, ca simpli cetățeni, nu sunt făcute în ordinea priorităților pe care noi le considerăm a fi cele mai în măsură să se întâmple și autoritățile fac așa, cumva de capul lor, parcă. Știți cum, de fiecare dată, problema mea pe care o am în blocul în care stau, în cartierul în care stau, este cea mai importantă și așa este până la urmă pentru fiecare din locuitorii Devei. Dar cred că printr-o comunicare permanentă, discuții și analize reale și a da și o perspectivă pentru viitor când acea problemă va putea fi rezolvată, cred că oamenii pot înțelege aceste lucruri. Doar că trebuie să ne deschidem față de ei și să discutăm și să le explicăm situațiile. Și atunci putem vedea exact, că să știm că pe un anumit cartier avem niște probleme extraordinar de mari, urgente, pe care trebuie prioritizate și unde trebuie dată atenția cea mai mare ca să nu devină mai mari, în alt cartier știm de ele, dar urmează în faza a doua implementarea lor sau rezolvarea lor. Adică comunicarea cu oamenii este atât de importantă și de aceea mi-am propus prin programul meu, ca să spun așa, Lucian Rus pe strada ta, să ajung pe fiecare stradă din Deva, să știm problemele cu care se confruntă cetățenii municipiului Deva, colocuitorii noștri și vecinii noștri până la urmă și atunci putem să știm cum să gândim pentru viitor. Vă ajută experiența pe care ați acumulat-o și în mediul privat, dar și atât timp cât, iată, sunteți ministru secretar de stat, vă ajută în această relație cu oamenii, poate, inclusiv în creionarea unor proiecte optime pentru Deva? Ca strategie și ca abordare mă ajută, categoric, atragerea de fonduri europene, Programul Național de Reziliență, Angel Salinii sau așa mai departe, viziunea mea pe partea asta de buget, de investiții, de dezvoltarea Devei. Dar să știți că în fiecare zi învăț de la oameni, învăț de la vecinii noștri, învăț de la colegii noștri, de la prietenii noștri, de la oamenii pe care îi întâlnesc în stradă. Asta înseamnă că sunteți un om deschis. Încerc să fiu, cu siguranță da, pentru asta îmi doresc să fiu un om deschis și să învăț permanent de la ei, pentru că fiecare are o abordare diferită, fiecare are o gândire diferită, fiecare are probleme diferite și în fiecare zi învăț și încerc ca toate aceste probleme împreună cu colegii mei să le punem pe acea strategie de care am vorbit, să gândim cum putem să venim în întâmpinarea lor și să le putem rezolva pe viitor, cu siguranță dacă electoratul pe 9 iunie ne va da șansa să putem să facem acest lucru. Da, e totul în mâinile oamenilor până la urmă. O să discutăm cu siguranță în campania electorală cu siguranță mai mult despre aceste aspecte. Încet, încet v-ați mărit și echipa pe care o aveți aici la Deva și am văzut și zilele trecute tot mai mulți oameni, cetățeni, unii dintre ei chiar din partea altor partide au venit și s-au alăturat echipei dumneavoastră. Ce le faceți, domnule Rus? Cum i-ați convins? Eu încerc să vorbesc deschis și așa cum vorbesc și cu dumneavoastră și așa cum vorbesc pe stradă și cei care m-au întâlnit pe stradă și cu care am discutat, cred că pot să fie o mărturie vie a modului meu de a fi și a discuta. Cred că asta i-a convins până la urmă și mai mult decât atât, echipa pe care o avem în cadrul Partidului Social Democrat, având o echipă atât tânără cât și cu experiență combinată pentru a putea pune în aplicare dorințele noastre și planurile noastre de viitor pentru municipiul Deva, cred că sunt argumente corecte pentru a merge mai departe într-o echipă extinsă. Într-adevăr, vin multă lume și vede multă lume și poate modul nostru de a aborda probleme, poate felul nostru de a discuta pe stradă cu oamenii, modul nostru de a fi, așa cum suntem, cu bune și cu rele, pentru că rezonează, nimeni nu este perfect, bine cu, dar cu încercăm să discutăm cu toată sinceritatea, încercăm să nu mergem cu promisiuni de șarte, încercăm să fim pragmatici, să fim foarte clari în mesaje, să fim acolo între oameni și cred că asta este cel mai important lucru pe care fiecare cetățean al municipiului Deva îl apreciază, din cei care vin alături de noi, bineînțeles. Să ne așteptăm și în perioada următoare să mai măriți echipa?
permanent. Așa treptat am observat că tot încet încet s-au alăturat tot mai mulți. Mă încurajează tare mult atunci când văd că lumea îmi scrie pe Facebook, că lumea îmi scrie mesaje de încurajare, că vin la sediu, vor să vină alături de echipa noastră și vin adeziuni la sediu partidului. E un lucru care mă încarcă tare mult și mă face să gândesc mult mai optimist și mult mai plin de speranțe până la urmă de data de 9 iunie și de după 9 iunie ce s-ar putea întâmpla. Mai este mult până atunci, într-adevăr, dar noi, așa cum suntem, vrem să mergem înainte și cred că este un trend bun în momentul de față și ceea ce ne-am propus noi pentru DEVA sunt lucruri corecte. Corecte în ideea în care în urma discuțiilor pe care le-ați avut și cu cetățenii. Doar din urma discuțiilor, pentru că așa cum am spus și în emisiunile concluzie. Trecute, noi de acolo, de la firul ierbii, dintre oameni, din cartiere, de acolo vrem să luăm ideile pentru a putea dezvolta DEVA pentru viitor. Devenii sunt inspirația noastră, devenii sunt cei care ne spun ceea ce trebuie să facem, ne duc pe drumul pe care trebuie să mergem. Deci doar împreună cu oamenii putem realiza aceste lucruri. Și în acele parteneriate de care spuneați, și public-privat, corect. Pentru că în urmă cu câțiva ani, când auzeam de un parteneriat public-privat, parcă priveam așa temători la auzul acestui unui astfel de proiect, să spunem, doar că acum lucrurile cred că s-au schimbat și cred că doar așa putem funcționa într-un mod cât se poate mai într-o direcție așa spre dezvoltare. S-au schimbat lucrurile și mai este loc de schimbare, într-adevăr, dar cred că și administrația trebuie să dea semnalul că trebuie să se schimbe aceste lucruri. Deschidere. Partea privată are toată deschiderea și toată dorința de a colabora, pentru că așa sunt privații până la urmă și își doresc să facă lucrurile mai bine și mai mult, mai dezvoltând aceste direcții de acțiune, doar că este atât de important ca să fie administrația cu privatul la masă. De aceea și în partea de strategie ce ne propunem este crearea acestui consiliu consultativ cu antreprenorii din municipiul DEVA, astfel încât să putem să-i punem la masă, să putem să discutăm cu toți, pe fiecare, pe specificul și pe domeniile lor de activitate, pentru că ei sunt acei importanți contribuitori la bugetul municipiului DEVA și ei trebuie să, și ei să trebuie să decidă cum se poate cheltui bugetul municipiului cât mai eficient, mai clar și mai de perspectivă, pentru a dezvolta aceste afaceri locale, pentru a prinde puterea antreprenorilor noștri și, de ce nu, să îi dezvoltăm ca să iasă și peste granițele municipiului, peste Corect. Granițele județului și să se dezvolte. Adică e importantă această participare, ca să spun așa, publică, privată, în procesul decizional a bugetului, a investițiilor, a dezvoltării municipiului nostru. Mai ales că am auzit și nu de puține ori antreprenori care cumva erau nemulțumiți de faptul că oricum plătesc taxe, impozite în unitatea administrativă teritorială din care fac parte, doar că uneori nu simt că ar regăsi undeva acei bani. Tocmai de aceea am această inițiativă și vreau să o creez, indiferent cum va fi după rezultatul de 9 iunie, acest lucru trebuie să fie la baza creonării bugetului până la urmă. E important ca privatul din municipiul nostru să poată să stea la masă cu administrația publică locală. Atunci se va vedea clar nivelul și direcția de prioritizare a investițiilor, a priorităților pentru municipalitate, pentru că în felul ăsta putem să luăm deciziile corect. Și nu numai privatul, trebuie să discutăm și cu tot ce înseamnă sindicatele, salariații, trebuie să discutăm cu toată lumea până la urmă ca să putem creiona această direcție. Nu ne-a lăsat la o parte, trebuie să fie toți cei președinții asociațiilor de proprietari, care reprezintă blocurile, reprezintă fiecare zonă a DEVA-ei, care trebuie chemați la aceste discuții și trebuie consultați pentru a putea lua cu adevărat o decizie corectă. Deci, din punctul dumneavoastră de vedere, acesta ar trebui să fie ordinea, să spunem, discuțiile cu cetățenii, mai apoi să vedeți așa care cum o fac acum în minister, făcute... că discut, de exemplu, cu Consiliul Consultativ al Mediului de Afaceri, a celor din turism, permanent, cu sindicatele, sunt anumite comitete sociale în care ne întâlnim cu toții și acolo se discută problemele esențiale, că nu discutăm până în cele mai mici amănunte, dar direcția generală pe care să mergem pentru
anul respectiv, evitarea unor anumite probleme care, care pot să se ivească, rezolvarea altor probleme existente în piață, adică e imperios necesar să facem aceste lucruri. Dacă le facem la nivel de guvern, nici nu putem face la nivel de municipiu. Ca aici revenind, dacă mă ajută sau nu experiența. Nu sunt lucruri pe care eu le-am inventat. Sunt lucruri pe care le-am văzut acolo, le-am trăit și am văzut că dau roade, aduc beneficii societății pe care vreau să le implementez și aici la nivel local. Mie simplu. Și ați reușit și din postura pe care o aveți în cadrul ministerului, ați reușit să faceți schimbări importante sau să aduceți îmbunătățiri acolo unde a fost cazul și pentru turism și pentru antreprenori și în emisiunile anterioare pe care le-am realizat împreună cu dumneavoastră ne-ați prezentat și n-au fost deloc puține acele proiecte pe care ni le-ați prezentat. Știu că în 45 de minute nu am reușit să discutăm despre toate acele proiecte. Așa este, dar chiar am văzut zilele trecute pe presa națională și pe televiziune națională care spuneau că de la începutul anului până la sfârșitul lunii martie, pe primul trimestru, avem deja peste 1 milion de turiști străini care au vizitat România, ceea ce înseamnă că roadele campaniilor noastre pe care le-am început anul trecut în septembrie au dat roade, pentru că dacă ne uităm, 2023 au avut per tot anul undeva la sub 3 milioane de turiști străini, doar în primul trimestru am avut peste 1 milion de turiști străini care au vizitat România, ținând cont că acum va urma perioada cea mai puternică, începând cu 1 mai, continuând cu sezonul estival și până toamna târziu cu Delta, cu partea de munte, de activități. Litoral și așa mai exact, departe. Exact, deci chiar ne încurajează și dovedește că ceea ce am gândit în septembrie-octombrie anul trecut și am și început să implementez odată cu BBC-ul, cu campaniile din Paris sau Varșovia sau Milano și Roma anul acesta, târgurile de turism și toate strategiile pe care le-am abordat, încep să dau roade și asta nu poate decât să mă bucure, pentru că beneficiarii suntem noi, românii, pentru că s-au auzit mai bine de România, antreprenorii au început să-și dezvolte condițiile de cazare și de primire a turiștilor străini, deci nu putem avea decât beneficii. Nu este rodul muncii doar a mele. E a întregii echipe, a întregii strategii pe care am creonat-o cu colegii din minister, ceea ce nu poate decât să mă încurajeze să mergem mai departe. De cele mai multe ori contează și liderul pe care îl are acea echipă. Categoric. Este extrem de important și esențial pentru să dai direcția, direcția, să exact. Dai experiența colegilor, viziunea mea, împreună, până urmă, sperăm să fie un rezultat foarte bun pentru România anul ăsta, pentru că suntem români și trebuie să ne gândim la țara noastră. Primele date, primele cifre pe care ni le-ați spus astăzi arată că totuși direcția a fost una bună, cea pe care ați mers asta, împreună cu echipa dumneavoastră. Numărul de turiști, confirmarea lor, prezența lor în țară, asta este de fapt dovada că munca noastră are cu adevărat efecte. Dar când vă uitați la numărul turiștilor care poposesc aici undeva, pentru că Deva cumva este casa dumneavoastră, ce părere aveți despre acest lucru? Că putem mai mult. Deși, uite, în ultimele zile și chiar mă uit atent trecând pe lângă cetate, văd la baza cetății și 6, 7, 8 autocare la un moment dat acestea. Mi-ar fi plăcut ca și în ultimii 2 ani jumătate să fi fost acolo. E bine că sunt acum, e bine că revin acești turiști și creează un potențial turistic fantastic pentru municipiul nostru. Dar Deva înseamnă cu doar siguranță, cetate? Turismul din Deva înseamnă doar cetate? Sau ar se trebui poate să mai mult? Nu însemne să fie mai mult, de aceea și gândesc oarecum și o signalistică pentru Deva unitară, tot ceea ce înseamnă obiectivele noastre turistice, o legătură pe care trebuie să o facem cu Hunedoara și cu castelul de la Hunedoara și spun permanent, castelul de la Hunedoara având peste 400.000 de vizitatori anual, cetatea Devei mult sub 100.000, poate aici un schimb de turiști și între relația ar fi între oportun un circuit, infopointuri exact între castel și cetatea Devei și circuitul pe care să-l gândim împreună pentru a aduce turiștii și acolo și de a aduce de la castel la cetatea Devei ne-ar ajuta foarte mult și nu numai aici, profităm și de Sarmisegetuze, de cetățile dacice și romane, profităm de tot ceea ce înseamnă potențialul județului de turism, pentru că Consiliul Județean, prin direcția pe care o are de dezvoltare a turismului, s-a implicat foarte mult, a promovat și vedem că vin foarte mulți turiști în județul Hunedoara, mai ales turismul religios, deci
trebuie să conectăm DEVA exact. La tot ceea ce înseamnă potențialul de turism. Avem Dino Parcul de la din țara Hațegului și ei au, am înțeles, undeva la 4-5 mii de turiști pe zi în weekend. Vinerea, sâmbătă și duminica. Potențialul este fantastic. Trebuie să conectăm DEVA acolo ca să putem să atragem turiștii în orașul nostru. Dar și DEVA în sine are potențialul ei turistic pe care trebuie să-l dezvoltăm și trebuie să-l creionăm așa cum trebuie. Dumneavoastră spuneți foarte bine în teorie că ar trebui o colaborare și între DEVA, Hunedoara, Sarmizegetuza și așa mai departe, doar că pot fi lăsate orgoliile politice deoparte atunci când vine vorba despre astfel de proiecte, proiecte care vin în beneficiul tuturor până la urmă, indiferent. În teorie, cel puțin, ar trebui să fie indiferent de culoarea politică, dar se întâmplă în realitate acest sigur lucru? Sigur că trebuie să se întâmple și tot aici revenim la acest parteneriat public-privat. Tot spun de el pentru că eu cred foarte mult în el și uite, văd demersurile pe care domnul președinte Laurențiu Nistor la nivelul Consiliului Județean Hunedoara le-a început pentru a crea organizația de management a destinațiilor județeană ca după aceea să creionăm și cea regională. Dar OMD-ul județean trebuie să fie să participe atât administrația locală din DEVA, cât și partea privată din DEVA și nu numai din DEVA, ci și din întregul județul. Toate zonele cu potențial turistic, toți antreprenorii care dezvoltă servicii turistice trebuie să fie parte acolo pentru a lua deciziile împreună și pentru a dezvolta județul nostru. Să sperăm că se va și întâmpla acest lucru. Trebuie să se întâmple și toată energia mi-o pun în slujba asta pentru că trebuie să realizăm aceste organizații de management a destinațiilor pentru că nu sunt o invenție a mea sau a ministerului. Sunt lucruri certe care dincolo, în celelalte țări dezvoltate, cum e Austria, Italia, Spania, funcționează de zeci de ani, funcționează și foarte bine cu deciziile participative ale privatului în administrația publică locală. Vedem stațiunea de schi din Austria. Sunt exact o formă de organizare gen OMD. Vedem tot ce înseamnă potențialul turistic din Spania, de pe coasta Spaniei, de pe litoralul lor. Sunt exact același lucru. Și exemple multiple sunt în întreaga lume unde funcționează. Cum să nu funcționeze și la noi? Doar că potențialul nostru este mare. Aceste elemente de noutate, să spunem, pentru noi, eu cred în oameni foarte și greu. Cred că putem să ne punem cu toții la masă și indiferent de partipriurile politice, indiferent de interesele de business, pentru că și în business, exact, până la urmă, este o competiție și o concurență, dar trebuie să înțelegem că DEVA ca o destinație nu este suficientă, poate chiar nici județul Hunedoara nu este suficient pentru a atrage turiștii din alte țări, ci trebuie să mergem ca o destinație, ca un scop comun pentru turiști, să vină, să aibă unde să se plimbe, să aibă ce vizita, să aibă locuri frumoase, să guste din tradițiile noastre, din mâncarea noastră tradițională, să vadă obiceiurile porturile noastre, cultura și religia. Avem atât de multe de oferit, noi doar tot că nu prea că știm avem, cum. Dar hai să le și facem. Exact, exact și trebuie cumva luat așa taurul de coarne și din acest punct de vedere, pentru că tot spunem că turismul este o alternativă în ceea ce privește salvarea economică, doar că nu prea există uneori înțelegere, să spunem, așa cum spuneați și dumneavoastră, și există, între antreprenori și între mediul cineva după exact, el tot exact, acest exact angrenaj. Exact ce spuneam mai devreme, de acel lider care dă cumva direcția în acest sens și să arate că se poate. Și mă gândesc acum, după discuția pe care am avut-o puțin mai devreme, că poate sunt cetățeni care se întreabă cu ce bine, eu n-am asfalt în cartier, nu știu, acoperișul blocului stă să cadă, de ce aș avea nevoie sau de ce m-ar interesa partea aceasta pe mine. Poate ar fi bine să le explicăm de ce contează. Pentru că orice dezvoltare pe care putem face la nivelul municipiului DEVA, până la urmă aduce mai mulți bani la buget. Acel turist care vine și vizitează cetate, odată plătește un bilet la telecabină, odată merge, se cazează, lasă niște bani în DEVA, merge la un restaurant, da? Deci vine și își cheltuie banii în municipiul și nostru. Poate acea stradă va fi asfaltată mai repede. Categoric și atunci vom beneficia de bani mai mulți la buget. Trebuie să înțelegem că primăria municipiului DEVA trebuie să facă și acele investiții care să producă bani mai departe, care pot fi investiți în infrastructură, în strictul necesar până la urmă de care avem nevoie. Că sunt străzi, asfaltarea străzilor sau au canalizare, apă și așa mai departe. Dar toate pleacă de la un buget. Ori investind în anumite activități care pot să crească bugetul statului prin contribuțiile pe care le pot aduce, cu siguranță că vin în sprijinul nostru și vom putea face mult mai multe lucruri bune. E un algoritm foarte simplu, foarte clar. Și unde mai punem la socoteală că
pot fi deschise și puncte gastronomice și avem exemplul atâtor localități din județul Hunedoara care au reușit să se dezvolte din acest punct de vedere, oameni care au ajuns să se susțină din această mică afacere, să spunem, dar atât de importantă în condițiile în care, să nu uităm, mâncarea sănătoasă, eco-bio, este din ce în ce mai căutată de majoritatea dintre noi și atunci dacă putem să susținem și pe cel producător, cu atât mai mult, pentru că banii rămân cumva aici acasă și susținem, ne susținem de fapt unii pe alții, inclusiv administrația, inclusiv pe acel antreprenor. Mai trebuie doar cineva care să ne dea direcția. Cu siguranță că așa este și potențialul este fantastic. Să fim deschiși, să fim participativi, să acționăm împreună, să gândim împreună și atunci cu siguranță că rezultatele vor fi extraordinare. Dar vedeți, uneori sau în ultima perioadă cetățenii nu au mai prea ales să se implice. Cumva și atunci când aud de politică, toată lumea este în aceeași ecuație, toți politicienii sunt la fel, de ce aș mai crede ceva că se poate schimba cu adevărat? Pentru că trebuie să credem. Trebuie să credem în lucrul ăsta pentru că e normal să mai fim și supărați câteodată, poate dezamăgiți câteodată, dar speranța este un lucru atât de important pentru că ne uităm, vedem în jurul nostru că se poate. De ce nu am putea să facem și aici? Cu siguranță că putem. Doar să vrem. De noi ține. Și trebuie să avem poate și puțin curaj, nu? Atunci când... Fără curaj nu există. Nu se pot duce la îndeplinire lucruri dacă nu avem curaj, dacă nu suntem curajoși, dacă nu fruntăm până la urmă problemele și grijile și trecem peste ele și mergem înainte. Sunteți un om curajos, domnule Rus? Sunt curajos. Câteodată mai îmi lipsește curajul, mă rog la Dumnezeu, mă încarc și merg mai departe și totdeauna Dumnezeu este alături de mine și mă ajută. Deci sunteți un om curajos, credincios? Sunt credincios, cu siguranță, da. Contează până la urmă, indiferent în ce credem, spun eu, contează să avem așa acea speranță că cineva, undeva, de undeva ne poate ajuta și ne poate da acea forță pe care trebuie să recunoaștem, cred că cu toții avem nevoie la un moment dat de ea. Eu cred în Dumnezeu și cu Dumnezeu înainte și cu Dumnezeu în suflet, cred că întotdeauna putem să trecem peste obstacole, cât de grele ori fi ele. Până la urmă și acestea ne definesc cumva și aceste obstacole și ne ajută ca la un moment dat în viață să gestionăm altfel lucrurile și să... Important este să învățăm, de fapt, inclusiv din aceste lucruri care poate uneori ni se par o adevărată tragedie, dar trebuie să mergem mai departe. Sunt mulți cei care vin cumva, cum spuneam, înspre dumneavoastră, dar sunt și acei cetățeni care... În urma unor fotografii care au apărut în mediul online, în care apăreați dumneavoastră și actualul primar al Devei împreună cu președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor, au spus că ei ce să înțeleagă de aici. Un candidat PNL cu candidatul PSD în aceeași fotografie. Ne explicați și dumneavoastră ce se întâmplă? Există vreo înțelegere aici? Haideți să elucidăm acest mister, domnule Rus. Nu există nicio înțelegere. Eu am participat la invitația domnului președinte Laurențiu Nistor la Salvital, care a făcut o acțiune împreună cu Consiliul Județean și cu Consiliul Local, cu Primăria, aceste toate trei instituțiile spunând așa, făcând un proiect extrem de bun pentru municipiul Deva. Să nu uităm că sănătatea noastră a locuitorilor din municipiul Deva este un proiect important. Și important pentru Consiliul Județean, pentru că vedem implicațiile și investițiile pe care le-a făcut Consiliul Județean la nivelul municipiului Deva prin Spitalul de Urgență Județean. Deci asta a fost conjunctura, acolo ne-am întâlnit și într-adevăr am făcut o poză toți împreună. O poză care a stârnit foarte multe semne de întrebare și curiozități. Știți cum n-ar trebui să o facă, pentru că până la urmă PSD cu PNL la nivel național sunt într-o coaliție. Acum suntem într-o campanie electorală, suntem adversari. În 9 iunie, după rezultatul alegerilor, va trebui să vedem ce facem mai departe pentru binele Devei și a Devenilor. Asta trebuie să fie scopul nostru. Și aici trebuie să ne gândim cu toții. Vis-a-vis de partipiuri politice, vis-a-vis de ceea ce înseamnă stânga sau dreapta, noi trebuie să ne gândim la proiecte corecte pentru municipiul Deva.
Deci credeți într-o alianță? Pentru că în județul Hunedoara nu s-a prea aplicat această alianță PSD-PNL. Nu s-a prea aplicat, dar eu sunt membru al guvernului, gândiți-vă, și am toată responsabilitatea ca și în guvern și în ședințele de guvern la care particip, proiectele comune trebuie să meargă mai departe, trebuie să le dezvoltăm, pentru că așa îmi considerăm acum că noi putem dezvolta economic și din toate punctele de vedere până la urmă țara. Acum e campanie electorală? Campania electorală e altceva. Cel mai bun să câștige. Corect. Ca în orice luptă până la urmă, cel mai bun o să câștige cu siguranță și acela care este în asentimentul și al cetățenilor până la urmă. Pentru că eu tot o spun, cetățeanul ar trebui să fie cel care contează din toate punctele de vedere. Că vorbim de politică, vorbim de administrație. El trebuie să fie cel care simte cu adevărat că acel om trimis de către el, de către ei, îl reprezintă cu adevărat. Așa spun și eu și n-am nicio problemă cu Florin Oancea, cu primarul Florin Oancea. Eu vreau să arăt ceea ce pot să fac eu pe viitor. Eu vreau să demonstrez că ceea ce gândesc și experiența mea din spate și întreaga echipă cu care vin în fața electoratului, împreună putem creiona o dezvoltare mai bună pentru municipiul nostru. Asta vreau să demonstrez și după cum ați văzut, probabil în toate emisiunile mele, încerc să fiu constructiv, încerc să fiu pozitiv și încerc să demonstrez prin, așa cum am spus, prin experiență și prin echipa pe care o am alături de mine, să demonstrez că putem face lucruri bune și foarte bune pentru municipiul nostru. Din acest punct de vedere, sunteți ușor atipic, pentru că sunt destul de mulți candidați care vin, atacă, ce nu s-a făcut, nu e eu bine. Eu n-am atacat. Observ și nu... Observ că sunteți destul de pașnic din acest punct de vedere și veniți să le prezentați de venilor viziunea pe care o aveți și ce vă doriți, de fapt, pentru ei. Pentru noi toți. Că nu-i vorba de unul sau de altul, este pentru noi. Și nu neapărat că pașnic sau nu. Eu am gândit de la început această campanie și așa am afirmat permanent, pentru că lumea trebuie să vadă cu ce soluție venim noi, cu ce măsuri concrete venim noi ca să putem să le cerem votul pe 9 iunie. Care este echipa care stă în spate și cum putem împreună ca echipă, prin experiența și expertiza membrilor din echipă, să putem să ajungem în momentul în care viața devenilor să devină mai bună. Să implementăm un sistem corect, să venim cu soluții concrete. Asta are nevoie populația astăzi. Asta este lucru de care m-am lovit. Că da, vorbim de politică, de stânga sau de dreapta, așa cum am spus, dar e vorba de fapte, de certitudini, de lucruri concrete. Ce în viețile personale contează mai puțin. Ceea ce este vorba de ceea ce putem face ca lucruri concrete, cred că asta este definitoriu pentru a alege o soluție corectă pe 9 iunie. Dar vedeți că unii dintre candidați sau primari în funcție aleg acest mod de a lovi, să spunem, în contracandidați cu chestiuni personale, cu chestiuni de familie, lucruri care nu ar trebui aici să existe, nu ar trebui să fie, ci ar trebui să fie o luptă a proiectelor, exact cum spuneați puțin mai devreme, și aici se face diferența de fapt între calitatea umană a fiecăruia dintre acei candidați, dar fiecare își gestionează până la urmă această competiție așa cum consideră cel mai bine. V-ați conturat deja și echipa pentru primărie, spuneați puțin mai devreme că aveți deja oamenii, specialiștii. Când o să ni prezentați? Sâmbătă vom depune oficial dosarea de candidatură, deci după sâmbătă încolo vreau să ieșim cu întreaga echipă și să ne prezentăm electoratului. Deci de săptămâna viitoare, cu siguranță, îi vom cunoaște și noi pe cei care în general îi cunoașteți, sunt colegii mei din organizația municipală DEVA, dar trebuie acum și vom în particular, veni, nu doar în general, acum nu? Vom veni ca și candidați, ca și listă de candidați pentru Consiliul Local și pentru primarul municipiului. Se mai modifică ceva până sâmbătă sau ați stabilit lista? De principiu este... am stabilit, mai sunt discuții, discutăm permanent, dar sâmbătă cu toții vom merge și vom depune listele la biroul electoral local. V-ați creonat această echipă în funcție de anumite criterii? Am încercat ca să fie din fiecare domeniu câte o persoană cu expertiză, ca să fie oameni care au o experiență în spate, care poate, pot să vină și să ne ajute cu experiența lor și cu tot ce au acumulat de-a lungul vieții, ca să poată să fie în beneficiu locuitorului municipiului DEVA. Deci fiecare dintre noi vine de pe un domeniu de activitate și am încercat să le cuprindem pe toate. Vorbim de învățământ, vorbim de partea
partea de cultură, vorbim de economie, vorbim de antreprenoriat, pe toate palierele de dezvoltare ale municipiului nostru. Cum până la urmă este și firesc să se întâmple, nu? Atunci când vorbim de o astfel așa de echipă... Așa am gândit eu, acum mă gândesc că fiecare își conturează echipa așa cum crede de cuvință. Considerați că va fi o campanie dificilă? Sper să fie o dificilă din punct de vedere a proiectelor. Sper să nu fie dificilă din punct de vedere al atacurilor. Hai să încercăm să fim constructivi, hai să încercăm ca fiecare să dovedească că este mai bun prin proiectele și prin ideile pe care le are pentru dezvoltarea municipiului nostru. Cred că asta ar trebui să fie direcția pe care să ne axăm în această campanie. Să lăsăm odată lucrurile rele, lucrurile negative și să încercăm să fim constructivi că este pentru noi. Pentru că după 9 iunie, cu toții trebuie să ne întâlnim prin oraș, cu toții vom locui în continuare în Deva și atunci trebuie să avem conștiința împăcată și mintea deschisă și privirea senină. Deci veți aborda așa într-un mod cât se poate de corect și firesc această din campanie punctul meu de vedere, electorală. Da, cu siguranță. Fără... Așa mi-am propus de la început și așa vreau să merg până la ultima zi de campanie. Aceeași linie cum este. Sunt un om de cuvânt. Cred că acest lucru l-ați dovedit în toate funcțiile pe care le-ați ocupat și cu toate echipele pe care le-ați coordonat. V-ar părea rău după București, după minister? Domnule? După București nu. După București nu este chiar un oraș din cauza traficului, pentru că are și farmecul lui, cu siguranță, și nu degeaba îi se spune micul Paris, dar din cauza traficului și... problemele de acolo. Mă e dor de Deva de fiecare dată, de nu? De Deva mi-e dor și mi-e dor de casă și mă bucur că pot să fiu aici și că am această șansă de a candida pentru primăria municipiului Deva, să am oportunitatea de a mă aduce aportul la dezvoltarea orașului nostru și de a fi aici, alături de devenii mei, acasă. Vă vom vedea cu siguranță în perioada următoare și mai mult în Deva, acasă, alături de deveni, de cei care vor să vă cunoască până la urmă, pentru că sunt convinsă că sunt în continuare oameni care poate nu au aflat atât de multe despre dumneavoastră, dar pentru asta sunteți aproape zi de zi, nu? În cartiere zi. Chiar și zi de zi. Vă pot căuta, vă pot aborda până una alta, nu? Că... Și chiar se întâmplă acest lucru și mi-e drag când văd și mai merg pe oraș, pe jos și mai trec oameni, ba, cu bicicleta, ba, astăzi chiar un domn cu trotineta trecea pe lângă mine și m-a salutat. Îmi crește sufletul când văd acest lucru și cred că înseamnă că apreciază ideile deocamdată și după aceea sper să avem ocazia să aprecieze și faptele pe care le voi pune slujba cetățenilor. Oamenii vor fapte pentru că nu mai prea au răbdare, din păcate, și cred că nici dumneavoastră uneori nu mai aveți atât de multă răbdare, nici noi nu mai avem atât de multă forță să tot așteptăm să se întâmple o schimbare, dar dacă nu ne implicăm, fără implicare, până la una alta, nu putem să schimbăm anumite lucruri, așa că și atunci când vine vorba de implicarea unor oameni buni, oameni specialiști, chiar și în politică sau în administrație, deși mulți fug de cele două domenii, cred că ar putea să o facă mai bine și mai mult pentru a putea schimba cu adevărat ceva și implicarea, cred că asta este cuvântul cheie. Exact, că aici este implicarea noastră a tuturor, indiferent unde suntem și ce facem, să ne implicăm pentru comunitate. Ne uităm la țările dezvoltate și vedem cum oamenii de acolo se implică în comunitate, se implică în proiecte sociale, se implică în proiecte culturale, fără să aștepte ceva, se implică în activități sportive comune cu toții, exact, fără să accepte să primească ceva în schimb. E important să simțim că facem parte din această comunitate, că toți împreună până la urmă constituim această comunitate și putem ca prin aportul fiecăruia dintre noi să ne facem viața mai bună unii altora. Sunt lucruri importante pe care trebuie să le gândim, trebuie să le vedem și trebuie să acționăm în direcția lor, pentru că așa putem împreună să ne facem o viață mai bună, un trai mai bun pentru devenii noștri. Transmiteți așa o stare de optimism, parcă și pentru cel mai pesimist dintre noi, e că de obicei nu mai prea vedem luminița de la capătul tunelului, transmiteți așa o stare tare de bine. Cu credință în Dumnezeu, cu suflet curat și minte limpede, trebuie să mergem înainte și
să vedem acea luminiță și numai să vedem, să ajungem la ea, că prin eforturile noastre putem să facem acest lucru să devină realitate. Să ajungem la ea și să știm ce să facem cu acea luminiță când ajungem foarte la ea, important. Că asta este și mai important. Vă mulțumesc tare mult că ați fost astăzi alături de noi, că ați mai transmis devenilor, hunedorenilor, o parte din ceea ce vă doriți pentru Deva, pentru acest loc în care dumneavoastră îi spuneți acasă, și vă mai așteptăm pentru a vă prezenta și mai în amănunt proiectele pe care le aveți pentru Deva, dar vom avea cu siguranță timp în perioada următoare până în 9 iunie să discutăm și să vă ascultăm. Vă mulțumesc de invitație și să-mi dați posibilitatea pe viitor să vin și cu colegii mei ca împreună să prezentăm aceste lucruri pe care noi vrem să le implementăm în orașul nostru. Cu siguranță vă așteptăm, vă mulțumim încă o dată pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost și astăzi alături de noi, să aveți o seară minunată, numai bine!